We Love Music Festival a debutat aseară pe platoul Fețeni, atrăgând mii de fani dornici de distracție și muzică bună. Prima seară a fost deschisă cu piesa emblematică Pump Up the Jam a celor de la Technotronic, care a pus în mișcare întreg publicul. Sub sloganul We Love Music, în special șlagărele anilor 90, festivalul a adus în scenă o mulțime de artiști îndrăgiți. Jenny from Ace of Base, trupa Rafaga, DJ Professor, DJ Dark and Mental și NND. Cu hituri care au dominat topurile anilor 90, aceștia au transformat seara într-o petrecere plină de energie și nostalgie. Înainte de a urca pe scenă, unii dintre artiști ne-au împărtășit așteptările lor și emoțiile pentru spectacol. Vibe-ul de plecare e la fel de entuziasmant ca în fiecare an, știi cum e. Dar rezultatul îl vedem la final, adică ca și stare per total. Dar de început suntem exact ce trebuie, suntem acolo ca în fiecare an. Sau poate mai încrezători, poate mai degajați, pentru că deja suntem la ediția cu numărul 3, am căpătat oarecare experiență, cumva, ușor, ușor ne dezvoltăm și ne mai relaxăm puțin, știi? La prima ediție a fost puțin mai încordată, cum o fi, ce s-a întâmplat, ce, cum va ieși. Deja suntem la ediția cu numărul 3, nu e o relaxare totală, dar totuși facem pași mari către o mare relaxare. Ai superstiții înainte de a urca pe scenă? Băi, n-am superstiții, am decât spray-ul pe care trebuie să-l iau cu mine mereu, înțelegi? Și pentru că am o deviație de sept și cam asta ar fi. N-am de alea că dacă urc cu stângul, dacă urc cu dreptul, n-am. Asta e singura superstiție, dacă am uitat spray-ul, intră panica, apare atacul de panică și e problemă. Deci n-am, de fapt nu e superstiție asta. Cum faci față călătorilor și... Bine, sper să scap de asta, mă operez anul ăsta, să nu creadă lumea că ceva, știi că nu, că e doar un șibrai, înțelegi? Da, spune, n-am înțeles. Cum faci față călătoriilor și viața personală? Băi, asta e destul de obositor, să spun așa, chiar mă gândeam la lucrul ăsta. Tocmai ce am venit înainte de a ajunge aici, am avut o deplasare la Chișinău. Anterior am avut o deplasare la Giurgiu, adică de la o zi la alta în alt oraș, știi? E puțin cam obositor, cam greu din punctul ăsta de vedere, dar și satisfăcător atunci când publicul pleacă acasă cumva încântat de ceea ce s-a întâmplat pe scenă. Asta cumva îmi dă energie să merg mai departe, la eveniment, la eveniment. Un mesaj pentru fani? Ai mei sau ai festivalului? Fanii festivalului, nu ratați așa ceva, pentru că odată în viață se întâmplă să întâlniți atâția artiști la un loc de acest nivel, atât național cât și internațional. Deci nu aveți cum să ratați We Love Music Festival. E o experiență unică în viață, așa că trebuie să fiți prezenți acum, aici, să fie nebunie. I'm feeling amazing. I represent Technotronic, Sir Eric Martin, and it's a great time. I'm in Romania. How is the public in Romania? Public is good. So far, you're lovely. The team's lovely. The crowd is amazing. We love music festival so far while I've been there. It's all about the music, it's all about different sounds, it's all about bringing people together, and I think they've done their job, to be fair. A message for the Romanian fans. Pardon? A message for the Romanian fans. So, keep in tunes, love your life, you know, love God if you love God, and love, you know, love music, love whatever you want. Okay, and big up Technotronic, 35 years in the game. Woi! Cei prezenți la festival au fost încântați de artiști și de energia festivalului. Cum vă simțiți la festival? La festivaluri e fain. Pentru asta trăim. Pentru ce artist ați venit? Pe cine așteptați cel mai mult? Am venit pentru prieteni, pentru bere și da, aștept și oamenii care cântă. Se pare că sunteți un fan înfocat la acest... Nu, numai timpul liber. Ne așteptăm să vină artiștii noștri preferați. Pe cine preferi? Pe Technotronic aștept. Este primul an în care vii sau? Nu, am fost și acum 2 ani. Foarte bine, așteptăm să mai vină lume. Este primul an în care vii? E al treilea.
Ce artist preferați cel mai mult? Pe cine așteptați? Nu pe cineva anume, adică eu bere gratis și ATV. A fost doar începutul unui weekend memorabil, cu promisiunea că distracția va continua la cote maxime.